Am onoarea să vă sau domnul Mircu, sunt comandul diviziei 2 infanterie energetică, general Major Ciucă. Nu, fără camere. Domnul, fără camere. Domnul, deci ieșiți, vă rog. Fără camere. Ce blestem este pe el? De ce n-l aduceți? Am văzut că a venit domnul ministru să se... Dar nu l-am văzut, nu știu. A venit, în curte, da. În curte. A venit, dar nu a venit cine trebuia pentru noi. E cu mătrul nostru, zi de Dumnezeu sănătate, să fii sănătos, să-l vedem și noi. L-am văzut mă la televizorul fără mânuță și fără picioare. A plecat cu piciorușile lui și a venit fără picioare. Unde sunt picioarele lui aruncate? Vreau să-l vedem, unde sunt picioarele lui. Îl vei cu picioare și cu mânuța lui să vină acasă la copilașul lui, ca munci sărăcuțul ce e aici, cu mânțului lui, fără mamă. A rămas fără mamă. Armata română își onorează eroii și pentru că Florinel a plecat de aici și cred că aici se simte cel mai bine, aici unde este pământul natal, va dori cândva, când sănătatea va permite, să întoarcă la casa lui și la pământul care l-a dat acestei țări. De aceea, sigur, nu este o obligație armatei, o obligație legală, dar eu ca un om cu suflet ce sunt, am dorit ca și locuința lui Florinel să fie amenajată în așa fel încât el să poată să locuiască atunci când va dori și așa cum, repet, când sănătatea va permite, aici în comună și în această casă unde își are domiciliu împreună cu familia. Cum îl pentru aceasta vor trebui create condiții mai speciale, având în vedere problemele de sănătate pe care le are. Am hotărât cu domnul primar și cu reprezentanții prefecturii și ai Consiliului Județean și sigur cu conducerea diviziei de aici de la dumneavoastră să facem acest lucru. Vom demola una din clădiri și vom construi o altă clădire cu un dormitor, cu o baie amenajată corespunzător și cu cele necesare pentru ca Florinel să se simtă bine acasă. Ne vom îngriji ca și familia să aibă toate cele necesare și chiar pe băiatul lui Florinel să-i creăm posibilitatea ca să muncească aici în comună sau dacă nu la structurile militare. Doresc să vă precizez că suntem în măsură ca Consiliul Local să inițieze un proiect de hotărâre în vederea punerii la dispoziții a toată documentația cu privire la elaborarea tuturor avizelor în vederea construirii locuințelor respective cu titlu gratuit. În altă ordine de idei, în funcție de rectificarea de buget pe care va avea loc luna viitoare, să identificăm o sumă adecvată în măsura posibilităților și să identificăm o sumă necesară să putem să sprijinim și noi construcția acestei locuințe. Din punctul nostru de vedere, vă dați seama că atribuțiunile care ne revin sunt acelea de a urgenta tot ceea ce administrația locală și-a propus, ca prin sprijinul instituțiilor publice să putem ca cât mai repede să finalizăm ceea ce dânșii și-au propus. Ca și proiect de hotărâre de guvern, ca să deblocăm un post pentru Consiliul Local Gura Caliții și, în ultimul rând, tot ce înseamnă autorizări, construcții și medieri cu cei de la Ministerul Apărării Naționale pentru ca această construcție să se realizeze cât mai repede.